care Goethe spune: culorile sunt niște fapte ale luminii, fapte și suferințe. Culorile și lumina se află în cel mai strâns raport, însă noi trebuie să ne le închipuim ca aparținând întregii naturi, pentru că ea este aceea care vrea să se dezvoluie, mai ales prin ele simțului, vederii. Eu aș vrea să completez acest citat spunând că în lucrările celor 6 artiști din această expoziție, indiferent sub ce formă, natura se dezvoltă prin culori, dar pentru a ajunge la sufletul nostru. Vă mulțumesc și vă mai invit încă o dată să vedeți cu altă expoziția. E o parte din sufletele noastre, la care se regăsesc pe pereții. Aș vrea să răspund la două cuvinte, nu mai sigur. Bună seara și Roxana Dragă, bine te-am regăsit. Păstrând proporția vârstei, într-adevăr ne cunoaștem de mult. Este de fapt a doua oară când am venit în acest spațiu, era mai restrâns, era chiar numai porțiunea aceea de sus. Și am fost plăcut impresionată de modul în care am fost primită și de personalul de aici. Și, bineînțeles, Roxana, care a vorbit extraordinar de frumos și de plăcut. Îmi exprim bucuria personală și doresc să intru în comuniune cu dumneavoastră, care chiar vă doresc să vă bucurați la fel ca și mine. Și pentru cadrul acesta, este anul omagial al pictorilor iconografi și al restauratorilor. Apostolul Luca, care este de fapt protectorul acestora, a spus așa. Eu nu o să citesc direct, deci ideea mare, în mare, ar fi următoarea. Să fim atenți ce este din interiorul nostru, lumină sau întuneric. Sper că în această expoziție există numai lumina. Vă mulțumesc! Care mă bucur că a reușit să ajungă și ajunge de fiecare dată la tot ceea ce organizăm noi. Apropo de ce vă spuneam puțin înainte de cum se împine administrația cu zona asta de cultură și artă, o avem în această seară alături de noi pe doamna secretar al primăriei sectorului 4, doamna Gabriela Angheloiu. Nu puteam să nu vă prezint și să vă spun că noi avem în dânsa un sprijin foarte, foarte mare și de câte ori am avut proiecte culturale, indiferent că a fost vorba de o expoziție sau de un concert sau de o piesă de teatru, tot timpul ne-a susținut, inclusiv la domnul primar, pentru că dumnealui având atât de multe lucruri pe cap, nu ajungem să discutăm toți directorii în fiecare zi cu dânsul. Și aici intervine rolul doamnei secretar, care de fiecare dată ne sprijină și ne pune acolo o steluță la cultură când vine vorba despre proiectele pe care le avem. Și vreau să-i mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Felicitări pentru tot ce face. Felicitări pentru cultural. Felicitări, doamne Mireta. Felicitări o oameni cu suflet mare și mă bucur de fiecare dată mă încarc energetică de ajunge în acest centru. Mulțumim! Mai stați mulți ani de zi. Cine are recordul cu numărul de zi? Eu. Da, ful. Și